Bună ziua, stimați urmăritori! Chiar dacă acest proiect medie este unul politic, eu adesea abordez și subiectele religioase, deoarece sunt absolut convins că nu poate exista o integrare europeană având aici, în interiorul Republicii Moldova, o puternică biserică prorusă. Motiv pentru care l-am invitat astăzi aici, să discutăm cu preotul Maxim Elintie, inclusiv despre fenomenul trecerii preoților de la Mitropolia Moldovei la Mitropolia Basrabii, dar și ce se întâmplă în sânul bisericii Rusiei. Și asta pentru că în data de 27 martie curent, pe site-ul Patriarhiei Rusie, a fost publicat decizia soborului rusesc, sub, organizat sub egida Patriarhului Kiril, în care se spune că războiul din Ucraina ar fi un război sfânt pentru întreaga lume rusă. Lume care, din punctul de vedere al patriarhului Kiril, dar și al conducerii politice de la Moscova, face parte și teritoriul Republicii Moldova. Domnule Milintie, bună ziua și vă rog ca să explicați cât de creștiniește este iată, acest îndemn absolut războinic al patriarhiei de la Moscova. Drag Ioane, este firesc orice război de acăpararea teritoriului străin este contra legilor romane și contra legilor evanghelice creștinești. Biserica ortodoxă poate accepta război doar pentru a apăra propriul teritoriu. Atunci când iei armă în mâini pentru a apăra patria credință, demnitate și noi ne rugăm la fiecare liturghie pentru ostașii căzus pe câmpuri de luptă pentru apărarea, pentru independență, pentru digritatea, pentru credință, pentru neam pentru popor. Ori această decizie merge contra poruncii Domnului să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuși, să iubești pe vrăjmașul tău, să te rogi pentru el și mai mult decât atât Scriptura spune să-l ajuți pe vrăjmașul tău. Pe de altă parte vedem că această absurditate, această decizie încearcă să, să meargă mână, la mână cu, cu preoții, cu ierarhii, cu, având în frunte pe Patriarhul Rus. Lucru care cel puțin la mine în cap, el nu nu poate să se așeze nici de cum, nu mă împac cu acest gând. Cum un... Un slujitor al Domnului, un slujitor care ține într-o mână Sfânta Cruce și în altă mână ține Sfânta Evanghelie, poate să îndemne la un război sfânt, de a acapăra teritoriul unui stat independent, unui stat care oficial este uh, uh, organizat administrativ, politic, economic, social și inclusiv bisericesc independent și Statutul lui de țară este asigurat de numeroase acte internaționale, ONU și multe alte acte juridice. Deci, vedem o încălcare flagrantă și a unei moralități creștine, dar și a unui ordin firesc, politic, care trebuie să fie respectat de toate instituțiile și de inclusiv și cea ecleziastică, bisericească. Da, dar vedeți, ei poate de asta aș spun că Ucraina, Moldova, Belarus face parte din Sfânta Rusie, probabil ca să argumenteze că uitați, noi ne apărăm teritoriul nostru, cum ați spus dumneavoastră, adică noi nu cerem alți teritorii, noi ne luăm ceea ce este al nostru. Dar întrebarea este în Rusia, probabil, nu știu, poate comunicați cu anumiți preoți sau colegi, cum vă numiți în sânul bisericii, Există așa o unitate, toți preoții îl susțin, orbește pe Kirill și spun că într-adevăr războiul ăsta sunt din Ucraina, este unul sfânt și trebuie de derogat pentru el? Aici să fim foarte atenți și chiar mulțumesc Ioane pentru această precizare. Într-adevăr, nu toți împărtășesc gândul și decizia patriarhiei de la Moscova. Adevărul că nu toți au curajul să se expună, însă avem și cazuri unor preoți care au refuzat să se roage pentru războiul și pentru cucerirea teritoriului acesta a ucrainei de către armata rusă, fapt pentru care ei au fost pedepsiți. Chiar recent, unul dintre cei mai respectabili și cunoscuți preoți și teologi și misionar ruse, Părintele Alexei Minsky, a fost cateresit și eliberat din funcție din parohie care facea fața unor provocări cotidiene din, din biserică rusă și a fost nevoit să plece din țară și să fie primit sub omoforul Patriarhiei Ecumenice, Patriarhiei de la Constantinopol. Unii au fost primit ca un slujitor oficial și el acum slujește ca parte a Patriarhiei Ecumenice. Ceilalți preoți care au fost intimidați, care au fost opriți, ei pur și simplu s-au pierdut. S-au pierdut și ca slujitori, dar și sub presiune și teroare a e, unor alt slujitor și confrați, deja, că nu mai poți să numești e, frate atâta timp cât el te, te urăște și te dușmănește. Și nu știu de soarta lor, e, ce s-a întâmplat mai departe. Iată, caz concret. Uh -huh. e, un preot atât de respectat, atât de îndrăgit, atât de competent în toate probleme teologice și sociale din Patriarhia de la Moscova, au fost nevoit să plece, să plece să refugieze. Ca să înțeleagă și cei care ne privesc, asta își înseamnă că aterisirea, alungarea sau ce exact prespune această păi el, pur și simplu au fost oprit și liberat din, din, din dreptul de a mai sluji uh -huh. mai departe. Uh -huh. Da, iată ce înseamnă propriul zis ecateresirea asta, nu doar că e, tu ai fost profesor la un liceu și ai fost eliberat. Nu, nu mai e voie să mai e, ocupe o funcție de e, lector, de cadru didactic într-o altă instituție din țară. Uh -huh. Iată, cam așa presupune propriul zis ecateresirea sau oprierea de, de oficiațile sfinte. E, deci să înțelegem că nu toți împărtășesc. Însă, cei care sunt din opoziție, ei e, sunt foarte atenți, e, încearcă să nu facă, să expune e, opinia lor în public, e, din simplu motiv. Păi, te trezești cu, cu niște spioni e, în, în cintă bisericii care te registrează și transmit mai departe la stradă ce este că acolo este sediul patriarhiei sau la Danielski Val unde se află sediul sinodului și acolo deja se iau toate deciziile contra slujirii tale. E, deci sunt preoți, eu sunt ferm convins. Ei nu pot vocifera de frică, de teamă de a fi alungați, pentru că au și ei familie, pentru că au și ei ani de viață și să încep tot de la zero e cam mai dificil. Ei fac lucrul acesta foarte e, discret, e, dar sunt ferm convins că poate nu sunt atât de mulți, dar nu, totuși da. există o atitudine și există o poziție cum au fost și au existat totdeauna. Repet, Jie yra prigoniti, jie yra terorizati ir turime numerosios egzemplių, kai jie buvo chiar ir numoriți ant praeity. E vorba dėl Pavel Adalgheimio. care a fost un rebel, Ca care... a trecut sovietic sau a rusiei? Asta e deja de trecutul modern, din 89 încoși. Mm -hmm. Da, pornim de la părintele Alex Alexandru Meni, care a fost omorât, Pavel Adelgeim, deci preoții care se considerau o opoziție oficială, pentru că ei niciodată nu au acceptat um, această prietenie sau această cărdășie a bisericii ruse cu e, guvernarea comunistă. E, și e, pentru asta a fost prigonit și chiar, vă spun, omorât. Nu s-au schimbat adică tare mult. Că e Rusia cu comunist, că e Rusia iată, e, deja democrat, în ghilimele de regoare, metodele de reprimare au rămas aceleași. Cu e, condiții și atitudini și aternare au rămas aceleași. Uh, lupul blana își schimbă, da, naravul ba. Asta e situația. Da, uh, și în un moment, iată, noi des vedem, mai ales de când a început uh, războiul barbar în Ucraina, cum uh, pe lângă îndemnurile la război ale Patriarhului Chiril, precum că tinerii trebuie să lupte, că ei o să ajungă în uh, rai, iar cei care nu luptă o să ajungă în iad. Uh, mai vedem și fenomenul ăsta de asfinție armele cu care o moară armata rusă în Ucraina, aceiași frați ortodoxi, că preponderent, majoritari sunt de aceiași religie, creștini ortodoxă. Cât de este să sfințești un tank, un avion, niște bombe care, iată, misiunea lor e să omoare alți frați de tăi creștini? În cărțile sfinte, care noi le folosim, așa numite mălitfelinșe, o carte specială care include Sfintele Taine, Botezul, Miruncerea, Mărturisirea sau Spovedanie, Cununie și alte rânduieli ca mormântare, sfintele de Casă, există și rânduială legată de, așa, de armată, de oaste. Și este vorba doar de o slujbă de binecuntare a drapelui, a steagului și pomenirea ostașilor căzuți pe câmpuri de lupt, a eroilor, nimic altceva. Deci nu există propriu-zisă slujbă sau rânduială sau un text de binecuvântare a, armelor, a tankului sau mitraliere sau alte forme de omucidere. Iarăși vedem un lucru care, bine, ar fi acceptat în momentul că vine cineva asupra țării tale și tu vrei, Doamne, te rog ajută-mă cu arma aceasta să apăr oamenii. Dar reșind din contextul războiului, de acaparare unui teritoriu, repet, străin, nu este nici de cum. Nu n -n -n avem cum să abordăm că în trecut cumva era ceva, stați un pic. Păi în trecut și uh, Moscova era parte, plătea tribut uh, Imperiului Mongol. Adică, da, e... și propriu zis, Rusia este foarte mică. De că, dacă să ne uităm și pe harta aceasta, nici ea nu a reușit să se arate... Uh, uh, punctul ei principal, iată Central Federal District, cam așa și pe lângă Vol, Volga, cam pe acolo și Nordul, așa, cam atât, restul ăsta nu e Rusie. Tot teritoriul actual a Imperiului Rus a fost acaparat prin război. Exact, da. Nu e aparține. Și să vorbim în secolul 21 de recuperare unui teritoriu, atunci, haideți să ne oprim. Să ne întoarcă și nouă teritoriile noastre. Bucovina, e, Sudul. Evident că ei speculează pe Transnistria, să ieșim și noi până la Odessa. Cât activitate a făcut Biserica Ortodoxă Română în perioada interbelică și în perioada celui a război mondial? Câte biserici s-au redeschis, câte au, au înființat, câte instituții caritabile de învățământ. Numai metropolitul vrednicul de pomenire, Biserion Puiu, cât muncă au făcut în, în și în odies. Toate lucrurile acestea nu le abordăm. Deci ne interesează doar cei ce ține strict de interesul nostru politic și economic. E teribil lucrurile acesta, pentru că dacă vrem să restabilim dreptate, haideți să restabilim dreptate într-un unison cu toată istoria. Dar nu putem să facem lucrul acesta, mai ales, repet, Aici nu ne băgăm în politică, nu putem face lucrul acesta prin prisma unei ideologii, pseudo-ideologii creștini, care au fost ceva timp în urmă condamnată și criticată dur de mari teologi ai lumii, și din Europa, și din America. Teologi care s-au expus foarte clar și urât vis-a-vis -vis de această dogma ruskimir lumea uh, rusească. Uh, așadar, uh, tentativa aceasta de a cuceri uh, teritoriul Ucrainei cu armă este contrar legilor evanghelice. Hristos nu cucerit lumea cu armă, el a cucerit cu dragoste, cu iertare. Hristos uh, spunea lui Petru când a tăiat urechea uh, slugii uh, uh, arhiereului, Malcus, ascunde sabia. Crezi că eu nu pot să chem de la Dumnezeu strimat în înger să mincească pe toți aceștia care au venit să mă aresteze? Nu. Nu am venit să fac lucrul acest. Am venit să aduc pace. Eu cu pace am venit. Din dragoste Hristos moare pe cruci. Pentru că spune Evanghelist Ioan, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a trimis Lumii pe unicul Său Fiu Iisus Hristos, ca oricine crede în El să nu moară, ci să aibă viață veșnică. Și apostolii, urmașului lui Hristos, ucenicii lui, au luat aceeași pildă și n-au mers cu, cu armă. Să cucerească Imperiul Roman. Imperiul Roman a fost șocat de, de, de atitudinea creștinilor. Păi cum puteți voi să cuceriți imperiul nostru când noi secole întregi încercăm să acapărăm teritorii cu armă și cu dictatură și cu, și cu mituirea guvernanților și cu trădare, cu orice instrument am folosit, dar voi cu, cu carte, cu pâine uscată, cu, cu un pahar cu vin încercați și reușiți să aduceți învățătura voastră în Imperiul nostru. Până la urmă au și reușit, că creștinismul a ajuns religie oficială în întreg Imperiul Roman. Da. Ca... Repet, fără armă. Fără armă, da, fără. fără, forțare, fără e, corupție, fără niciun fel de minciună, fără niciun fel de act de acapărare forțată a unui teritoriu. Exact. E când uh, intențiile sunt altele decât cele religioase, ori intențiile patriarhului Kiril, cu siguranță sunt altele decât de a propovădui creștinismul. Uh, dar cu toate acestea, în continuare, încă mulți preoți fac parte din Metropolia Moldovii, care se subordonează direct Patriarhiei de la Moscova. Vedem ultima perioadă foarte des Metropolitul Vladimir stă pe la Moscova, oficializează acolo tot felul de slujbi în comun cu ceilalți preoți, metropoliți, ce or fi ei din, din, Rusia. Dar în același timp, pe site-ul oficial al Metropoliei se spune că ei nu au primit nicio înștiințare oficială ca preoții moldoveni să se roage pentru ceea ce a spus Patriarhul Chiril, războiul sfânt din Ucraina. Cum se întâmplă asta? Că noi vedem anumite acțiuni care, de fapt, sunt în contrast cu ceea ce declar ei oficial pe site-ul Mitropoliei Moldovei. Aici putem să dăm exemplu unei decizii foarte clare a Bisericii Ortodoxe din Ucraina condusă de metropolitul Onufri. Acolo sunt stipulate toate aceste momente și uh, sinodul uh, de la Kiev a declarat în mod oficial dezacordul cu toată doctrina Rusimir, cu toată doctrina războiului Sfânt pornit de la Moskova și de la începutul războiului din Ucraina au vociferat dezacordul cu de mai ascultate de orice decizii aberante anti-umană care pornește sub benecuntarea patriarchului Kiril. Lucru cel mai clasic, eu l-am elucidat atunci când a fost bombardată Odessa de uh, în ajunul sărbători, schimbare la față a e vorba de 18-19 august, uh, pe stil Catedrala impunătoare da, de la Odessa a fost afectată de, de bombe rusești și paradoxul că a două zi Patriarhul împreună cu președintele rus merg la mănăstirea Valam și se roagă acolo tot de sărbătoare schimbare la fața a Mântuitorului și acolo e hramul schimbar la față Mântuitorului. Deci cum poți să cu gândul ăsta? Ieri tu ai bombardat o biserică Creștini ortodoxe, că nu au fost biserică, Doamne ferește, spui că ai bombardat o biserică satanistă sau cum ei îi spun în deciziile lor, că e vorba de luptă cu un satanism, da, cu, da, da. cu niște lucruri de astea europene care au pătruns în mădova bisericii din Ucraina și ei vor cu bisturiul lor să-l curăță, să curăț, se facă o intervenție chirurgicală, nu, sunt confrații lor. Și ierarhiei și de acolo, din Odessa, s-au trezit, au spus că nu mai ești tu părintele nostru. Pentru că un părinte nu are așa atitudine, nu poate să, să facă astfel de, 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 de măsuri violente, ucigătoare. Deci, Mitropolia Moldova, în cazul respectiv, nu a luat nicio atitudine foarte clară așa superficial, că noi nu acceptăm ruschi noi ne rugăm pentru pace, dar nici nu ne-a expus foarte clar că oameni buni, noi suntem contra la decizia Patriarhiei de la Moscova. Nu acceptăm. Lucrul acesta, dacă era să fie spus de la bun început, eu vă asigur că nu era să întâmple ceea ce se întâmplă și încă multe lucruri se întâmple în țara noastră. Oamenii văd, oamenii înțeleg, și nu poți să-i prostești și să spui că noi suntem contra, dar în același timp acceptăm toate și luăm toate deciziile în interesul nostru. Și de, de ce adică se întâmplă lor asta? E vorba doar de frică sau există și alte motive necunoscute publicului larg? a cei ce face Metropolia Moldovei în frunte cu Metropolitul Vladimir? Vedeți că e vorba și de frică de a, a fi într-o schismă. Pentru că, la drept vorbind, majoritatea preoților văd orice rupere de, de Moscova drept o erizie. Sunt atât de tare atașați la la Patriarhie de la Moscova, la tot ce este în Rusia, ultimul bastion al Ortodoxiei, a treia și ultima Roma și așa mai departe. Și probabil că conducerea, nu că probabil, dar sunt ferm convins că și Metropolitul Vladimir este pus într-o situație, într-un disconfort și teologic, dar și social, să meargă contra sistemului, deși așa cum cunoaște, s-a fost această scrisoare și a fost o scrisoare plină de speranță pentru noi preoți din cadrul Metropoliei Moldovei să vedem o, o, o schimbare a lucrurilor, o, 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 autonomie care, pentru care au pledat preoții basărbeni în 1917 și 1918. Atunci când în Revoluția din Sankt Petersburg a dat pentru și independența Basarabiei și unirea cu da, România, dar -te -te și ruperea această oficială de, către, de, la, de la biserica, atunci deja pornise să fie patriarhie condusă de patriarhul Tihon. Lucru care nu s-a întâmplat, noi am așteptat cu toți că poate o să, o să obțină această independență definitivă, rupere, autonomie sau autocefalie. Nu s-a întâmplat acest lucru, nu știu din ce motiv. Probabil că frică de influența preoților și a unor episcopi care vociferează că da, Stalin, Stalin a, e liberat da, de mitralier. Da, tocmai vrem să da. vă, da, vrem să vă întreb, să de jandarmii la, români și de, și de multe, multe da, alte lucruri, uh, da. Declarația episcopului Marchel de pe Bălți Fălești pe care eu personal am criticat o așa și din punct de vedere politic, fiindcă ceea ce a spus el nu ține absolut deloc de biserică, cât de partea politică că moldovenii trebuie să fim în continuare cu rușii, fiindcă rușii ne-au eliberat în 40 și o să ne mai eliberez încă o dată, dacă nu da doamne, o să vină Occidentul <gântul> și o să ne acapareze teritoriile. Și aici... Pentru mine a apărut așa un fel de întrebare, dar iată, dumneavoastră, prin 2018, Metropolia Moldovei a hotărât să vă pedepsească pentru că ați avut o altă poziție față de conducerea metropoliei Moldovei. Și întâi v-au oprit de la oficializarea slujbilor, pe urmă v-au repus în funcție, să spunem așa. Dar de ce, iată, în raport cu Marchel, nu vedem o astfel de atitudine să-l pedepsească, fiindcă el elogează un dictator, un tiran care se face vinovat de moartea milioane de oameni, inclusiv de deportarea a zeci de mii de creștini din Basarabia și de distrugerea a, nu știu, mii sau poate, nici nu știu dacă mai știi cineva numărul, a câte biserici. Ori comunismul în, în perioada URSS era împotriva totală a, a tot ce ține de religie și de biserică. Iată, de ce de, de marchel nimeni din conducerea Metropoliei Moldovei nu spune să-l pedepsească sau să-l mustreze sau ce alte metode de pedeapsă aplică în sânul bisericii. Iată, aici se nume politică. Pentru că atâta timp cât e, episcopul sau arhiepiscopul Marchel de la Debel și Falești din cadrul Metropolii Moldovei are o susținere politică și acest susținător e, au o influență și economică și au anumite părghii de a influența unele decizii de la sediul metropoliei. Aici deja este foarte clar că el are susținători și poate să vorbească orice aberații, orice prostii și să nu pățească nimic pentru asta eu de fiecare dată când auzeam aberațiile episcopului Marchel, mi amintem de mărturile creștinilor noștri din satul Ghedeghici care spuneau prin ce greutăți, prin ce teroare au trecut ei atunci când au fost ridicați și duși în Siberia. Asta e o mărturie vie. Acești oameni că mai sunt și îi pot spune foarte clar ce sunt a întâmplat. Da, îmi dau bine seama că electoratul arhiepiscopul Marchele sunt ruși care au repopulat iar iarăși după deportările și e, refugiu populației autohtone de atunci, e, până la 45 români, e, basarabieni, vorbitori de limba română. și era centru cultu de cultură românească. cultură care făcea concurență Chișinăului. Și da, da. uitați-vă că acum au ajuns un oraș unde la tot pasul se vorbește doar în limba rusă, și dacă întrebi unde se află un spital sau un centru oricare, se fac pe că nu știi nu să vorbească limba. Limba de stat, că nu vorbesc în limba engleză sau limba da, da, da. franceză. Cum, bănuară, poți să întrebi în engleză sau în franceză, Atena și poate să răspunzi, să chiar și în spital, într-o instituție de stat. Aici, în limba de stat, care este aprobată oficial de Constituție, nu, nu se răspunzi și cu tupiu, același lucru fac și slujitorii subordonații episcopului Marchel, care invocă că fratele nostru mai mare este Biserica Rusă și uite că fratele nostru o să vină să ne elibereze de romanismul, de Maya Sandu și de Europa și multe alte lucruri. Nu amestecăm toate lucrurile, nu le punem pe toate în la un loc. România de mult este parte a e, familiei e, mari care se numește Uniunea Europeană. E, și o să vină anumite schimbări sociale uh, în țară uh, nu depinde uh, de guvernanță, ci depinde noi. Exact. Divorțurile, violență domestică, avorturile și multe alte lucruri teribile care se întâmplă în țara noastră, ele nu se întâmplă uh, cu banii sorosului sau cu uh, acordul Uniunii Europene. Ele au fost, s-au întâmplat și continuă să întâmple pentru că merg pas cu pas cu conștiința noastră. Și aici nu are nicio treabă George Soros, nu are nicio treabă Maia nu are nicio treabă Uniunea Europeană, nu are nicio treabă comunitatea LGBT. Dacă conștiința ta este murdară, sau cum spune Hristos, dacă ochiul tău este murdar, sufletul tău este murdar. Tu vezi totul prin prisma unui egoism, unui egocentrizm și unui, unui spirit dușmanos. Deci, nu trebuie să amestecăm lucrurile. Și Rusia tot nu este perfectă. Ea este pe locul 2 la divorțuri în lume. La divorțuri, dar și no, așa. foarte mulți din conducerea politică a Rusiei sunt uh, homosexuali, no, nedeclarați ce drept, dar toată lumea cunoaște, și din uh, um, artiștilor, la fel, același da. Baskov, uh, același Filip Chircurov, uh, se cunoaște că vorbesc, oricum, uh, până la urmă, adevărul se, se aude. Uh, fiindcă adesea se întâmplă că cei care lupt cel mai mult împotriva iată comunității LGBT, de fapt, <laughs> ei sunt. Uh, fac lobby uh, pentru persoanele lor. Care... De, da, de fapt, ei singuri sau sunt homosexual sau cineva foarte apropiat pe care nu vrea să-l deconspirie este homosexual. E, că dacă tot vorbim aici de probleme respectiv o, iarăși au suferit mult de acolo Andrei Curaev renumitul teolog rus, care la fel a fost o voce foarte puternică în cadrul Patriarhiei de la Moscova și a fost pedepsit și a oprit ca teresit, iarăși pentru faptul că a scos în evidență lista aceasta a ierarhilor homosexuale și pedofili iată, lucrurile astea care, care există și acești ierarhi continuă să slujească bine, mersi și nimeni nu ia nicio atitudine. E bine, noi un pic ne -am bătut de la, de, la, de, de la tema, în ce sens ne-am bătut? E, să înțelegem un, un, lucru foarte clar. E, nimeni nu poate să ne impună nicio controvaloare sau nicio lege atâta timp cât conștiința noastră e, lucrează după poruncul Dumnezeu. Or cei ce se întâmplă astăzi în țară e, și cei ce se întâmplă și în toată lumea nu se datorează unor legi, unor reforme e, politice, ci se datorează degradării noastre și lașității noastre spirituale. Și aici biserica ar trebui să lupte Deși nu-mi place acest... Noi luptăm pentru pace, știți? Da, da, cum da. Poți... Noi optăm, noi plidem, noi uh, urmăm pace sau dorim pace, dar nici de cum nu pot spune că noi luptăm pentru pace sau noi luptăm cu violență. Da, cum adică poți să lupți cu violență? Iată, aici biserica trebuie să, se dea dovadă de, 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 nu doar de dragoste, nu doar de un organ care izvorăște pace, milă, iertare, și anume să mărturisească prin propria sa caracteristică, prin propria săjitor, că a iubi pe vreșumașul tău este ideal biblic, evangelic, scripturistic, care vine de la Hristos. Iubește pe vreștașul tău și iart nouă greșire noastră precum și noi avem greșitilor noșt. Atât, nimic alt ceva nu vrei de la nu e Hristos. Dar e, fericită Augustin spunea foarte frumos, iubește și făce vrei. Ei, Ei, cum să iubești și faci ce vrei? păi dacă eu iubesc pe aproapele meu, ce să-i fac eu lui? Ce ce vreau eu și cei ce ce vrea el în raport cu mine? Să-i fac lui binele. Nu poți să iubești și să dușmanești. Nu poți să mergi într-o mână cu, cu cruce și în altă mână cu sabie. Dacă și apare sabie undeva într-o iconografie ortodoxă, aceasta este sabie mai mult simbol al înțelepciunii și nici de cum a unui instrument violent. Categoric. Deci nu pot fi în iconografie arătate semne de violență. Și biserica nu poate tolera nicio formă de violență, nici o formă de dușmanie. Biserica Rusia nu doar că tolerează, dar din păcate și promovează <coughs> violența și e, războiul. Revenind la fenomenul trecerii multor clerici de la Metropolie Moldovei la cea Basarabiei. Cum se întâmplă acest lucru? Eu ce am văzut la dumneavoastră în Ghidighici, oamenii din biserică, comunitatea creștină, practic a pus la vot trecerea de la Mitropolia Moldovii la Mitropolia Basraibi, cea care subordonează patriarhii române. Așa se întâmplă peste tot sau mai spun ăștia de la Mitropolia Moldoviei, că de fapt sunt alte măsuri de convingere a, a preoților care iată, de ce să facă de fapt un, o dreptate istorică dacă doriți. Haideți să vă lămuresc cum s-a întâmplat la noi în Ghidighi și lucrul acesta și de ce nu a înțeles Mitropolia Moldovii și n-a să înțeleagă niciodată. E, pentru că iarăși ne întoarcem, facem câțiva pași mai în urmă și o să vedem situația în cum funcționează biserica rusă. Acolo laicul, adică mireanul, creștinul de rând, nu are niciun drept, nu are voce. Ei nu pot prezenta interese sau viziune sau e, e, anumite așteptări din partea comunității. Unicul cine reprezintă comunitatea este preotul. Deși nici el nu are un, o autoritate foarte mare în, pe plan așa regional, pentru că oricând el poate să fie mutat de la parohie și transferat în altă localitate. Și oamenii n-au ce face. Adică fără ca să-l întrebi pe dânsul, dorește, nu dorește? nici pe dânsul, nici comunitate. Adică comunitate poate să fie foarte fericită și foarte mulțumită cu preotul X, iar dacă episcopul are anumite pretenții sau vrea să pune pe alt preot în parohie respectivă, o face fără a se consulta cu comunitatea. Adică oamenii de rând, creștini, laici sau mireni, cum spunem noi, nu au voce în biserică ortodoxă rusă. Aceeași treabă și la noi, în Republica Moldova. Preotul oricând poate fi oprit, fără ca să fie consultat, poate fi scos, mutat, adus altul și așa mai departe, piripsit, fără ca să fie consultați creștin. Deci, nici un fel de vorbă de democrație, da? Deși termenul democrație este elenist și vine din lumea antică, dar să înțelegem că democrația totdeauna a existat în biserică, pentru că totdeauna laici au fost cei care vociferau și ei, de fapt, era nucleul. Ei erau nu doar scheletul, dar trupul lui Hristos. În fruntea comunității era un, un laic cu har. Acest laic cu har a fost numit întâi prezbiter, iar mai târziu a fost numit episcop. așa dar niciodată nu a existat o, o, o dispărțire și o diferență: că tu ești preot, tu ai anumite privilegii, iar eu sunt laic, sunt creștin de rând care stau undeva într-o parte și mă rog și urmăresc doar ca luminare să, să nu arde prea tare, să nu se aplece. Nu, nu a fost niciodată așa ceva. Cel puțin. Până la uh, Imperiul Bizantin, biserica era unită, comunitate era, ce înseamnă comunitate? E, e vorba de adunare creștinilor, în frunte, căruia este un sujitor, dar el nu era mai mare peste ei, Hristos este mai mare peste noi. E bine, ca să vedem uh, ce gândește și ce vrea uh, poporul noi de ani de zile, am vorbit de pe biserice, despre identitatea noastră, despre locul nostru, istoric, despre istoria șa bisericii și a neamului nostru. Am vorbit și am pomenit la sfintele slujbe și am numit foarte clar, bine, cănicios, poporul român de pretutinde. Vorbeam despre sfinții noștri, români. Vorbeam despre uh, coneștinarii noștri care au votat unire care au pledat pentru e, alfabetul latin, așa cum a fost primul mitropolit Guri Grosu. Am vorbit despre preulț Alex Mateevici, autorul eh, limitului nostru, limba noastră și celalte confrate a lui preotul Alexandru, cristi care a scris melodie pentru eh, acest glim. Si e, mult eroi care au trecut prin închisorile comuniste e, ca metropolitul Bartolomanie, monacul Nicolai Stainhart, e, și mulți alți. Deci a fost un proces durabil. Deci noi n-am venit deodată să spunem că noi vrem sau eu vreau la Metropoli Basarabia. Nu. În lucrul acesta am, am, explicat și am lămurit ani de zile. Apoi deja am făcut consultări. Să vedem ce crede lume. Și am luat selectiv tinerii, adulți și persoane în etate e că persoanele în etate erau cei mai deciși în revenire la biserică mamă. Mm. Aparent ar părea că e invers. Aici paradox. paradoxul. Iar tinerii și adulții, uneori, păreau e, e, rezervați. Mm -hmm. Fie că erau deja contaminați de fake-urile astea și toată istoria asta care încă bântuie în țara noastră cu, cu Rusia Sfântă și așa mai departe, și deci, atenție, eu nu n am nimic împotriva teologiei rus. Eu cinstesc pe sfinții ruși, admir teologii ruși ca Pavel Florenski și Alexander Meni și mulți alți, dar nu putem accepta, această pseudodoctrină care nu este impus. E bine, după aceste consultări, e, noi am făcut deja un referendum, adică să vedem care semnează pentru aderare. Adică cu cu... Exact, da, 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 numele pe numele, tot frumos cu semnător. Așa. Cine putea să semneze e, aceste acte? Bine, localitatea Ghidighici numără circa 5.000 de locuitori. Majoritatea se consideră a fi creștini ortodoxi. După ce Da, Așa. Da. Da. Însă, nu toți sunt membri activi ai comunității. Creștini practicanți, sau cum se. Da, da, da. Ei, poate, în cel mai bun caz, vin în noaptea de Paște. Debotează să ia gheasmă să încreșineze copilul, să se cunune, să sfințească apartamentul. Însă ei nu sunt membri activi. Ce înseamnă a fi membru activ? Este cel care vine duminic în duminică în duminică. Cel care se împărtășește și se povedește în cele patru posturi, deși la noi creștinii se împărtășesc în toată duminică și în afară postului, așa și se povedesc cu regularitate. Cei care contribuie la viața, Socială, economică și misionară a păriei noastre, adică susânță și reparații biserice și construcție crucial care am pornit noi, și multe alte activități, școala dominicală, îngrijire celor bolnafi, celor bătrâni, pastorația și ajutorul persoanelor aflată în detenție, și multe alte. Avem o listă urașă de activități care, care ne preocupă. Deci, un număr, uh, hai să spunem, plus minus de membri activ uh, sunt uh, circa 200 de persoane. Din, 5.000, da, care vin de duminică în duminică, care se cunosc între ei care e, trăiesc viața parohia. Adică eu nu resping pe ceilalți. Ei sunt la fel creștini, doar că ei nu pot fi numiți membri activi atâta timp cât ei vin ocazional, episodic. Așa, când au nevoie să Când au nevoie Așa. și noi nu îi alungăm sau Doamne ferește să îi respingem. Ei toți sunt a noștri, doar că decizie pot lua doar cei oficiali care sunt cu vot. Ei și-au votat, la urmă-urmă, această trecere la Biserica Ortodoxă Română. Punct. Sigur că s au vorbit că și în alte situații și în alte localități, că uite că părintele nu s-a sfătuit cu toată lumea. Stați un pic. Cu care toată lumea? Hai fim serioși. Cât număr, ce populație numără orașul Chișinău? Depinde. Aproximativ 800.000, spunem așa. 800.000. mii. Hai să fii mii, La jumătate de milion de cetățeni, câte biserici avem noi, tot cu Metropolii Moldovei și, și Metropolii Basarabiei. hai să spunem că 200. Deși cred că e un număr mult mai mic. Dar să admitem așa o cifră. Uh -huh. Hai să fii 200. Unde acești jumătate de milion de creștini ortodoxi oficial declarați în recensământ în cap în noaptea de paște. <laughs> Deci, atâta timp cât catedrala din centru nu poate încăpea macar 100.000 de creștini, macar 100.000 de creștini, de ce uh, Metropolia Moldovei impune uh, acești luare de decizii uh, pentru întreaga localitate? Ha, fim serioși. Pentru că nu toți cetățenii din locuitorii orașului Chișinău, frecventează biserică. Da, ca tot în țară. Adică... Da, da. Deci nu pot. Este nonsens. Biserica dintr-un sat, maxim, poate încapea o sută de oameni. Localitatea poate să aibă 500 de locuitori. Ce se întâmplă cu restul? S-au gândit vreodată metropolii Moldovei că ar trebui să construiască o biserică mult mai mare, ca să încape acești 500 de locuitori? Satul Ghidigici când la începutul secolului XIX au hotărât să construiască o biserică din piatră în locul celei de lemn, avea un număr de cetățeni, exact, locuitori. Da. Erau circa 1800 de locuitori. Atunci, la moment, biserica era foarte, foarte potrivită. Adică, la sărbători mari, în biserica noastră se pot încapea până la 250 de creștini. Restul stau afară. Încă pot să admiți că locuitorii cumva puteau să se încapă atunci, la, la, la moment. Acum este nonsens să spui lucrul acesta despre localitatea care numără un număr mare de cetățeni și ei să ia decizie pentru anumite acte istorici. E de chiar așa, vine cineva care din creștinii, care da, se duce la biserică doar când are o nevoie personală, nu știu, un mort, o, un, botez, a venit să vă reproșeze că părinții de ce ați trecut? Nu, în dată după ce am luat toate aceste decizii și am primit toate actele de la Metropolie Basarabi, au urmat mare noastră surpriză atunci când de botează am mers cu colegul meu, părintele Vasile, pensat așa cum da, dar da. Este tradiție să străpim locuințele creștinilor cu aghiazmă mare e, și lumea e, deja, care ne fiind prezent la moment în biserică, despre care am vorbit, deci restul membrilor da. e, mai mult e, pasiv decât activ, dar totuși ei sunt creștini, sunt creștini noștri, au spus că vreau părinte. Foarte bine că s-a luat această decizie. Adică nimeni nu ne-a respins atunci să spună că nu fiind fiindcă nu ne-ați consultat pe noi, noi suntem în contra. Nu! Toată lumea uh, a fost informată uh, direct sau indirect prin rețelele socializare, prin Sfintele Slujbe și prin lumea care este... Uh, care monitorizează cumva situația prin mahală, prin anumite cartiere și comunică cu restul oamenilor. Adică nu a fost ceva care noi, eu am luat personal această decizie. Deci, repet, tot a fost făcut în mod democratic, membrii activi au votat, iar ceilalți membri care nu frecventează biserică din duminică-duminică, dar deși împărtășesc Și sunt cu acești convingeri și cu acel discernăm clar că nu putem să mergem mai departe cu mentalitatea această prorusă decât să revenim la locul nostru unde este locul nostru vrednic, exact. biserica și țara românească și. Cu așa, așa a mers mai departe. Nu știu, poate prin discuții, dacă vreodată le-ați amintit celor de la Metropolia Moldovic, că atunci când Moscova a decis să rupă Metropolia vechii Moldovei medievale, bine, deja nu era medieval în 1812, dar metropolie era încă de pe timpul lui Ștefan cel Mare aici, în toată țara Moldovei. Când Moscova a decis să o rupă uh, și Basarabia de la trupul Moldovei istorice și să fondeze aici o metropolie, n-a făcut referendum, nu a întrebat creștinii, dar vreți voi ca deja să vă subordonați Moscovii uh, și nu în continuare metropolitului de la Iași, presupun că da, deja de era. Da, nu n-a făcut, făcut niciun referendum, n-a întrebat pe nimeni, pur și simplu a rupt, a tăiat și a spus că... Mai mult că decât atât, -a, a pus în zis... fruntea uh, Mitropoliei pe ierarhul care a uh, fost uh, catersit de către Patriarhia de la Constantinopol. Un ierarh, cum se numește în dogmele uh, bisericești? Mitropolitul, Gavril Banulescu Bădoni. Uh -huh. da, deci, și despre acest lucru vorbesc istorici teologi ruși. Adică nu este impus cumva această treabă de către teologie românească sau de istorici bezară. Nu, nu, nu. nu. Este foarte clar, scris de către istorice ruși. Despre faptul că Gavril Bunăscu Budoni a fost oprit a fost catesi de către patriarchie de la Constantinoplă, și noi nu cunoaștem dacă ar fi fost ridicată această oprire. fiindcă el a avut aceste încălcări teritoriale, administrative și dogmatice, dar au continuat să slujească și la urma urmii Metropolitul Gărâlă, Bănălescu Bădoni și un mare teolog și un mare slujitor și o personalitate care au făcut foarte mult pentru Basarabia de atunci au fost și trecut în rândul Sfinților. A fost canonizat. De către care e biserică? Biserică rusă, sigur. Uh -huh. La inițiativa Mitropoliei Moldovei. Bine, aici noi nu vorbim despre faptul că e bine sau nu e bine, nu este rău să avem Sfinții noștri dar e problema cum să ne împăcăm noi atunci cu gândul acesta că Imperiul Rus acapărează acest teritoriu îi impune un alt, pre un alt ierarh, un alt conducător și impune o politică de rusificare totală da, da, da. încă pe timpul Găbril bădănescu Bădoni au fost lucruri acesta așa mai leger așa da, pașnic, dar deja încetat. după Dumitru Sulema Pavel Lebedev și alți ierarhi care e urmat au fost instrumente de, de rusificare definitivă și uh, ștergerea tot ce este românesc în acest spațiu dintre Prut și Nistru. Și nimeni nu spune că atunci Biserica Rusă a uh, făcut uh, o încălcare canonică. A căpărat acest teritoriu și continuă să-l să, să dețină. Și din și 40... Ca ei. Da, da, din 45 încoașe și se spune că da, e teritoriul nostru. Fiindcă aici, bine, eu nu sunt teolog și nu pretind a fi cel mai mare expert în tot ce ține asta, dar apare întrebarea firească, adică, fiindcă aud adesea că, uite, doamne, Mitropolie Basarabii nu a fi cea canonică. Și eu revin la istorie, spun, aici exista o mitropolie cu un mitropolit, Moldovean, care subordona direct, dacă nu greșesc, era patriarhie din țara românească, un patriarh, și, sau direct la Constantinopol, cum mergea subordonarea asta. Deci, inițial a fost la Constantinopol, dar după unirea Basarabiei cu România, deja era în comuniune cu București. București, da. Uh -huh. Așa, respectiv așa. era o biserică canonică, fiindcă patriarhul de la Constantinopol poate fi comparat cu un fel de papa de la Roma, inițial inițial erau 2019. toți cu același statut până la schismă uh -huh. cea mare. Roma, Constantinopolul, Antioche, Alexandria, și Rusalimul erau bisericile de bază, bisericile istorice, bisericile evanghelice, hai să spunem așa, pentru că ele au devenit centri de răspândire a creștinismului în Imperiul Roman. După schizma cea mare, Roma a rămas cu Biserica Romana Catolică, așa cum este denumită azi cu capitala în Vatican, iar celelalte biserici deja au devenit să se, se, se extinde, e, apărând, au apărut mai departe deja biserică sârb, rusii, românii și așa mai departe. Dar e, biserica Basarabie nu este deci deși vorba de, de, de o denumire istorică, care a fost în contextul e, perioadei interbelice, dar ea nu a fost străină, ea s-a născut prin decizia preoților basarabieni din o minus, în perioada 1917 18. 1918. Ei au decis. Cine a făcut această alegere? Adunarea preoților din Basarabie. Alături cu pedagogi, învățători, alături de dimnitare din Basarabie. Ei au luat această decizie. Deci ea nu a fost adus forțat, cum o s-a întâmplat în 1812. Poporul ales. Ei au luat această decizie de a păstra comuniunea Euharistică dogmatică cu Rusia dar de e, mers pe o cale separată. De avea autonomie reală. Da, 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 da. Și e, nu a fost niciun fel de naștere a unei noi biserici, deci era restabilirea unei dreptăți liturgice, istorice, canonice. Și în momentul ce păi e, oficial s-a unit cu e, România, deja și biserică, au fost e, restructurate, reorganizate după statutul e, biserici oficiale de la București. Atât. Nimeni nu a înființat nimic nou, nimic nu a apărat acest teritoriu. Din contră e, mers lucrurile acestea în mod cel mai democratic, cel mai firesc. Asta a fost vox popului, voce poporului. Vocea e, însuflată de Dumnezeu de harul lui Dumnezeu. Nu a fost niciun fel de forțare, nimeni o impus nimă noi. Deci, procesul acesta de românizare sau e, renaștere națională s-au pornit cu mult timp înainte. E, cu revisele luminator, cu e, adunările acestei misionarile preotilor care pledau pentru revenire la cum se numă pe atunci limbă moldoveniască. Așa. Și acum să spui că metropolia basarabi este instrument politic în mâna e, guvernului rus sau încă mai nou în mâna lui Soros da, care a venit să distrugă ortodoxia din Republica Moldova, iarăși sunt niște manipulări, manipulări proaste și eu cred că lumea totuși odată și odată o strezească și o să înțeleagă că toate acestea sunt niște minciuni și aberații și manipulări și încercări de a ține sub papu cu sub cizma, cizma rusească. rusească. eu am vrut să spun stalinistă, că așa spune pe atunci. E cum e putinistă, că e deja da, cam da, e tot, tot terenite. așa e și trebuie da, să mențină mai departe și să monitorizeze pe noi și să ne țină așa ca într-o rezervație, știți, să noi suntem ca niște, niște un popor de asta care mai a rămas să de, de, și cu bătă și cu, cu, și cu, cu biscuit, așa să ne mai hrănească din când în când, dar suntem într-o rezervație. Nu avem niciun drept, nu avem nici voce, nu avem e, nici pretenții. Ne-a dat azi bâtă. Nu Mulțumim, cred că am meritat. Ne-at a biscuit, ia bun, că au grej de noi. Da, că așa spune că au fost foarte, rău pe pe românilor că jandarmii băteau cu bâta și pe cine băteau pe bitivani, pe cei care nu mergeau duminică la biserică, pe cei care nu vroiau să, să, să meargă munțe. la școală, să învețe, da. pe cei care nu vroiau să muncească. Dacă părinții tăi s-au răgăsit printre aceștia, îmi pare rău. E feresc <laughs> și tu te gândești așa. Dar când, când a venit rusul și au ridicat pe părinții tăi și au dus în, în... Siberia. Pe părinții mei nu au dus. A, părinții tăi au rămas în locul celor gospodari care au fost duși. Care au fost duși. Și când ei sunt întors din Siberia profesorul a spus că ai să copii de de boieri. Ia că uitați-vă. burghezi, cum mă spune. Da, eu. da, da, că aici aici <coughs> au furat din popor. Apoi cum să mai spune că, iată, românii, jandarmii români l-au bătut pe bunelul la școală. Spune, și ce s-a întâmplat cu bunelul tău? L-au omorât rușii în Siberia. Adică, da, da, da. pui pe cântar. Și Dar unde l-au bătut? La școală. Dar jandarmii și în Imperiul Rus băteau. Ei, nu s-o Și în Basarabie, jandarmii făceau uh, uh, disciplină, asta e lucrul ăla, jandarmul, nu este poliția de astăzi care Trebu doar din, te filmează cu da. telefonul, sunt alte lucruri. Trebuie de înțeles că era și un context în, în general și în lume. Și s-a demonstrat nu singură dată că printre jandarmii care poate mai făceau uh, un abuz uh, de putere, erau uh, foști soldați români de origine basarabiană care au făcut serviciu militar uh, la români cum spune da, pe atunci da, da. și au revenit în țară și au primit funcții de jandarmi, adică noștri făceau uh, acte de corupție și abuz păi, de da. putere. Dar dacă ei și făceau aceste uh, eu știu un act de, -asta de, 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 de de forță așa de de, de putere, făceau pentru disciplină. Păi, dacă asta că... era asta era regulile pe atunci. Așa era și mentalitatea oamenilor și nu doar în România, în întreaga lume cumva impunerea asta forțată a regulilor de conduit era o normalitate. Dar iar dacă punem pe cântar, ce s-a întâmplat când armata roșie ne-a eliberat? Câte zeci de mii de violuri au făcut, nu doar pe teritoriul Basarabiei și României, dar până la Berlin, toate țările astea care e eliberate și ulterior e, transformate în sateliți comuniști, că nimeni nu vorbește, câte sute de mii de femei au avut de suferit unele și au fost omorâte, iată, prin violul soldaților armatei roșii. Dar, na, ei aplică dublesa standarde și mai vorbesc chiar și dacă revenim la războiul din Ucraina, că până la urmă ucrainenii vorbesc o limbă diferită de cea rusă, adică nu sunt ruși precum suntem noi cu românii, de exemplu, și, și Putin și Chiril spune că noi suntem același popor, suntem frați. Dar iată, în cazul moldovenilor și românilor, aceeași propagandă de la Moscova spune că voi sunteți diferiți de români. Adică, două popoare diferite pot fi același popor în, ca, în cazul lor, dar noi nu avem drept să fim același popor. Vreau să vă mai întreb încă de un fenomen care se întâmplă chiar destul de des, cumva parcă ia amploare la noi în, în țară. Multe fețe bisericești, conducători de mănăstiri depun garanții personale pentru controversați oameni politici, cazul Andronache mă refer, că iată el trebuie eliberat din închisoare, de asta că eu pun numele meu la bătaie pentru pentru Andronache. Cât, cât e de creștinești sau practic așa ceva sau cum se întâmplă atât, ca, ca un prieten? Nu, nu cumva asta are de suferit imaginea bisericii până la urmă din astfel de momente, episoade? Din istorie cunoaștem situații când un ierarh putea să apere demnitatea sau viața unui criminal sau hai spunem, să spunem, să-l numim așa, un păcătos în condiții când acela e, calca o poruncă și ierarhul își lua angajamentul că acesta se va corecta, se va îndrepta. E, nu sunt e, cazuri foarte bine răspândite sau multiple, sunt cazuri unice, hai să le numim așa, și totuși e vorba de niște episoade în care persoana a făcut o crimă și ierarhul lua dorință, ierarhul, adică episcopul, lua dorință de la aparat de, de moarte. Da? Nu din închisoare, de moarte. De, de moarte, da. Și totuși este vorba, repet, de situație când era calcarea uh, calcare unui, unui, singur, singur porunci, da? Deci nu era o viață plină de, de, de păcate dus așa în dezmerdare, într și sub tutela acestui ierarh. Deci era vorba de un caz concret când Episcopul spune că dați că eu plătesc chiar și din viața Sfântului Nicolae, noi cunoaștem că el a dat niște bani ca să recupereze niște persoane din închisoare. Însă, acel Sfântul Nicolae sau alți sfinți ierarhi, sfinți părinți care luau angajament, ei știau că aceștia sunt fie că nevinovați, fie că eu s-au poticnit, s-au bătut odată și de acum încolo și angajamentul să-i corecteze. Or, dacă eu pun cuvânt pentru o persoană care într-una face păcate, într-una este într-o mlașină aceasta a e, vieți, unii vieți corupte și într-una este certat cu lege, eu spun, păi omule, eu, eu nu pot să fiu duhovnicul tău. Așa a fost cazul a, Sfântului Părintei Păisea când ia la el un fiu duhovnicesc, părinte, roagă, te rog pentru mine, am nevoie de ajutor, dă-mi un sfat, nu știu ce. Și el făcea tot efortul, îi dădea niște sfaturi, peste un timp oricare iar, el, vin vine iar cu aceleași păcat. Și tot așa, mai multe rânduri la care cu viosul părinte a spus că eu nu mai vreau să fiu duhovnic, că nu m-a ascuns pe mine. Și l-a refuzat. Deci nu poți să fii garant pentru un om care, e, prin viața lui, Atâta timp cât iese pe lângă tine nu a demonstrat că este un creștin dornic de o schimbare. Bine, noi toți suntem păcătoși. Însă, atunci când tu ești e, un ucigător, când ești un tălhar, când ești un om violent în familie, Și tu ca, ca duhovnic tolerezi acest lucru și spui că a lască Dumnezeu este, du du-te mai departe și nu știu, și și iar iară faci lucrul acesta, înseamnă că tu nu ai făcut nimic absolut ca să-l corectezi. Și să pui cuvânt pentru dânsul, folosindu-te doar de posibilitatea ta de persoană publică și de om influent și bun prieten a acestui criminal, nu știu dacă este corect din punct de vedere creștinesc și biblic. Pentru că, repet, pot să pui un cuvânt pentru om care s-a bătut și lui îi pare foarte rău. De ce ce a făcut el? Hristos a chemat pe Zahiu și la mântuire și s-a spus că iată, Doamne, jumătate din avere mea o dau sărașilor și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. În deci în momentul ce Hristos intră la dinsul în casă, acesta se caiește, lui pare rău, noi nu știm cât de corupt a fost el, deși știm că a fost vamiș, și era foarte bogat, și era disprețuit de către populația uh, din Erihon, pentru că întâi de toate că era angajatul Imperiului Roman, care a da, da. Uh, uh, da, 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 uh, capărat teritoriul uh, palestinei, și pe de altă parte știm că el mai face șmicherii cu, cu, cu impozite. Ei, El deodată în public se căiește doamne, uite că mă lepăt, renunț la tot tot ce am făcut eu poate am acapărat ceva pe nedreptate. Dau jumătate la și săraci, iar dacă am îndreptit pe cineva dacă a fost corupt, întorc de patru ori mai mult. Iată ce înseamnă căință și iată ce înseamnă atitudine Hristos pecătos. și e, situația care ați Adică dacă, de exemplu, prezentat. sau mâini pe mâine apare alt polițian pentru care o față bisericească de pune garanță, îi spune că dau jumătate de avere și repet nu vorba Bani că Ioan, nu e vorba că dau avere. Nu, nu am nevoie de, de lucrurile astea publice să fac. Nu, el trebuie să renunțe la păcat. Uh -huh. Și noi trebuie să vedem într-adevăr că biserica și-a luat angajamentul. Și poate că, nu că poate, ne rugăm ca să schimbe acești oameni. Că uite că ți a dat mână de ajutor. Un ierarh Cu nume în Republica Moldova spune cuvânt pentru tine, asta foarte mult contează, conștiința ta trebuie să trezească, spui că parintei îți mulțumesc, că poate că î, ai fost criticat că ai făcut acest pas, îți mulțumesc și mulțumesc domnului, și uite, de acum încolo vreau să mă lipă de acest păcat, și vreau să mă schimb. Și să vedem, poate într-adevăr, oamenii și să se schimbă și se lasă. De, de acte de corupție, de, 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 de mecanismele ese, de, de manipulare. De, 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 Tot fel de mizerii de este care, probabil că au făcut până acum, nu știu, foarte bine domeniul, dar. A, e, sunt alții care trebuie să-i judeci. Da, 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 și da. De da, la, da. Nu, 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 judecăm. Dar acesta este gândul, acesta este, acesta este dorința bisericii. Nu voi ieși moartea păcătosului, se întoarcă să fie viu, dar hai să vedem schimbarea acestuia, <laughs> nu doar <laughs> să vociferăm, să spunem că noi apărăm pe, pe acești că îl cunosc de mult timp, vedeți că spune că îl cunosc <laughs> de mult timp. timp, că el de mult timp este corupt. <laughs> da, și putem doar, putem doar ghici în, cum l-a convins domnul Andronachi pe respectivă față bisericească să depună garanții pentru dânsul. Adică, nu știu, eu... Cel mai important ca episcopul sau clericul respectiv să dea <coughs> dovadă de mare răbdare și mare smerenie și înțelepciune ca să-l convingă pe acest criminal să renunțe la apă. Chiar dacă să primească o pedeapsă, nu e nimic strașnic. Că multă lume a trecut prin în închisorile și s-au reabilitat e, și au învățat minte în, în închisoare. E, nu e problema noastră. Problema în aceea e că sunt Nicolae liberat de, de, de moarte, o liberat pe oameni e, corecți, o, oameni care nu au avut cu ce să plătească datorie. Da, Iată despre ce este vorba. Da, fiindcă -am, nu prea am văzut exemple când se mai întâmplă, când mai ales tot felul de mame ajung în închisoare că și-a omorât bărbatul de asta că el era un alcoolic și ea practic s-a apărat, dar na, a Eu cunosc aceste cazuri personale și am încercat uh, să uh, depun uh, recomandare și nu s-a acceptat. La, nu -a acceptat. Și apare întrebare. Cum și cunosc și alte situații când uh, Oamenii au ajuns în închisoare, da, dintr-o prostie, dintr-o rătăcire și s-au renăscut în închisoare. Au devenit creștini buni, au pictat în biserică, au ajutat la multe lucrări din, din închisoare și preotul au, au depus mărturii, Au scris și o recomandare și nu a fost luat în considerație această decizie. Înțelegi? Hai să fim corecți. Dacă om, într-adevăr, o ispășit, o pediapsă, și acolo a fost după lege. El trebuia să fie eliberat. Uh -huh. e, condiționat. Da, 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 condiționat și a fost respins această eliberare. Și, da, e o istorie mai, 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 mai lungă, mai sofisticată, dar totuși sunt cazuri când noi, preoți, aflându-ne în închisoare, am încercat să ajutăm pe acești hmm. deținuți care trebuia să iasă e, în termenul stabilit de lege. Și i-am încurajat, i-am susținut și vreau să mi și instanță să dă mărturii despre schimbare la untere ca acestui om în urma anilor în care el a fost în închisoare. De decât... că... aici apași întrebările nu doar la cei care se consideră creștini, de la orice om care are cât, de cât o gândire critică. Adică în cazul la un politician controversat, iată, să acceptă și de -ta mai conducătorul, ce rang are el, ierarhic, vine și pune garanții pentru dânsul, dar pentru un biet creștin care dintr-o prostie a ajuns după gratii, nu se aplică aceleași reguli și asta, ajuți, asta da. e trist. E, și încă o întrebare așa, mai e personală, dacă îmi permiteți, că după ce ați făcut pasul ăsta de a venit la Metropolia în la Patriarhie Română, <laughs> prin comentarii am văzut precum că dumneavoastră ați fi o, un fel de rudă, nu mai știu ce grad acolo, cu Metropolitul Vladimir. Adică, mă scuzați că e o întrebare mai personală, dar e, eram curios, poate astfel le, le, răspundeți și la cei care au comentat. Nu, no, sunt niște minciuni, sunt niște vorbe așa neintimiate. Eu sunt născut în Chișinău din părinți muncitori. Tata a fost din oameni, țărani, nu avem nicio treabă cu, cu clerici, cu, cu preoți. Unica persoană care cumva m-a influențat pe calea această duhovnicească, a fost bunica mea veșnică, e udihne, bunica olimpiadă și alte circumstanțe în care eu m-am format ca, ca creștin ortodox. Dar cu metropolitul nu sunt nicio rudenie, e, ca, ca discipul, ca e, slujitor e, de mulți ani, din 92, Într-adevăr, am asistat la mai multe slujbi, la mai multe activități, am lucrat mulți ani în cadrul cancelarii metropolii Moldovei, dar asta nu are nicio treabă cu decizia comunității noastre, cu decizia care am luat-o noi în comun acord, n-am trăit absolut pe nimeni. deși sunt numit trădător și iuda, că m-am vândut pentru bani, n-am făcut nicio trădare, eu continui să mă rog pentru ierarhie noștri din cadrul metropoliei Moldovei, pentru luminarea minții, pentru pace în țara noastră, n-am încercat să judec, Dumnezeu unic care judecă pe toți, doar că constatăm niște realități care se întâmplă în societatea noastră, nefavorabile pentru biserica ortodoxă din țară și pentru creștinii, care tot mai mult se îndepărtează, văzând aceste duble standarde, văzând uh, ipocrizia noastră a preoților și eu aici spun cu toată seriozitatea noastră, eu nu spun ca a lor, ci pentru că eu mă consider sujutor al Sfântului Altar și de multe ori ceea ce spunem noi ca preoții nu corespunde cu ceea ce facem noi. Ori vorba poporului nu fă ce face preotul, ceea ce spune, nu poate fi încadrat în mentalitatea omului secolul 21. Trebuie să fim foarte corecți, ce ce gândim, ce ce spunem, ce ce facem. În caz contrar, o să rămânem cu biserici goale. În caz contrar, o să ne trezim cu cu o rezistență și o opoziție din rândul creștinilor care o să ne dea în nas. Băi, ce ați făcut? Voi ați resipit biserică. Voi în loc să adunați, mă loc să împăcați, mă în loc să vă rugați pentru pacea întregii lumi, în loc să optați pentru religie în școală, să mergeți să încurajați impedeținuți să nu cadă în depresie și să se căiască, să mergeți în spitale și să ajutați pe cei bolnavi să se ridice și să se vindece. Voi faceți numai zizane și cochitări de astea politice și personale. Este timpul când biserica trebuie să se întoarcă cu față către popor indiferent că e metropolii Basarabie, că e Moldovei. În fața Mătușii Ileana nu există metropolitul Petru, metropolitul Vladimir, există Hristos. Și el vrea ca preoții să slujască ei cu multă smerenie. E vrea ca preotul să vină să spovedească, să acasă dacă nu poate să vină la biserică. El vrea să vină în biserică, să se roage într-un locaș unde iarna este cald, vara este răcoare. Unde să aibă uh, sprijin, unde să aibă mângâieri, unde să fie ascultată și auzită. Nu tratată ca uh, un client uh, a unei bănci sau unei companii comerciale, ci ca un membru, ca o soră, ca un creștin exact așa cum sunt eu, cum sunteți dumneavoastră, la cei și egal, cu aceleși drepturi, cu aceleși obligații, care Одат Христос. Părinte, eu mă bucur că v-am invitat și am avut această discuție și sufletească și sper că util pentru cei care o să urmărească acest material video și dacă cei care vă numesc pe dumneavoastră Iuda sau că v-ați vândut pentru bani sunt acei care îl elogează pe Stalin și fac propaganda de război inclusiv în biserică și trăiesc în adevărate castelii, precum este același episcop Marchi. Credeți-mă că oamenii văd, oamenii gândesc și cântăresc cum stau lucrurile și fac diferență dintre un adevărat duhovnic, un adevărat preot care îl slujește pe Dumnezeu și un mercenar politic care slujește interesele unui stat agresor imperialist. Vă mulțumesc și cu siguranță când mai par situații mai sensibili pentru societate, eu o să vă invit să discutăm.